O informație de ultimă oră. Acum, Ministerul de Externe confirmă decesul unui ostatic dublă cetățenie română și israeliană ținut în captivitate de Hamas. În direct cu noi este purtătorul de cuvânt al MAE, domnul Radu Filip. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce informații aveți pentru noi, domnule Filip? Din păcate, veștile din această dimineață care ne-au parvenit din Israel sunt unele tragice. Este vorba despre confirmarea cu privire la decesul unei persoane cu dublă cetățenie israeliană și română, ostatic în fâșia Gaza. În acest context, transmitem condoleanțe familiei îndoliate. În prezent, alte trei persoane cu dublă cetățenie israeliană și română se mai află ostatice în fâșia Gaza. Ministerul Afacerilor Externe reiterează necesitatea eliberării tuturor ostaticilor din fâșia Gaza. Așadar, încă trei persoane care mai sunt ținute ostatice de Hamas. La cât se ridică bilanțul victimelor, domnule Filip? Până în prezent avem confirmat decesul a 7 persoane din Israel, 7 persoane cu dublă cetățenie israeliană și română, cu domiciliul în Israel. 2 persoane au fost eliberate, iar alte 3 persoane se află în continuare în captivitate în fâșia Gaza. Ce face ambasada României la Tel Aviv acolo? Care ar fi lucrurile pe care le poate întreprinde în această perioadă, în aceste momente? Ca și anterior, ambasada noastră la Tel Aviv menține contactul cu autoritățile israeliene tocmai pentru a facilita discuțiile și contactele între autoritățile israeliene și cele românești, astfel încât în cazul unor informații cu privire la cetățenii români să poată fi verificate în timp real. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații și prezența în jurnal, domnul Radu Filip, purtător de cuvânt al MAE.